Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii Pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Întrați cu laude pe porțele Lui. Întrați cu cântări în curțele Lui. Lăudați-L, și binecuvântați-i numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Pacea Domnului, sc scump și sărori. Am o deosebită plăcere și bucurie ca să vă salut pe toți în acest sabat sfânt. Cât e de bine că noi suntem împreună. În casa de rugăciune. Cât e de bine că noi am hotărât ca să ascultăm Cuvântul lui, ca să studiem acest cuvânt. Pentru că Domnul Isus a spus, omul trăiește nu numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dorim astăzi ca să ne hrănim cu acest cuvânt, ca El să ne întărească, să ne încurajeze, să ne dăruiască putere ca noi să mergem înainte pe cărarea vieții. Vrem să citim la început cuvântul Domnului Isus, scris în Predica de pe munte, Matei capitolul 5, de la versetul 23. Așa că dacă ți aduci darul la altar și acolo ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi din pace cu fratele tău apoi vino de aduți darul. Caută să te împaci, caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Scump prieteni, iată aici Domnul Iisus vorbește despre împăcare. Fiecare din noi, noi trebuie să fim împăcați unii cu alții, trebuie să trăim în pace unul cu altul, nu trebuie să avem nimic unul cu altul. Dar dacă s-a întâmplat ceva, iată, Domnul ne-a lăsat nou acest dar, împăcarea. Cât costă împăcarea? Cât ne costă pe noi ca să spunem, scump frate, scump soră, iartă-mă, eu am greșit. Vrem să amintim împreună o istorie din trecut. Noi o cunoaștem cu toți această istorie. Împăcarea lui Iacov cu fratele său, Iesau. Cât l-a costat pe Iacov această împăcare? Noi știm ce s-a întâmplat. Din cauza că el l-a amăjit pe fratele său, El a luat binecuvântarea prin vicleșuc. El a fugit de departe de mama, de tata, de fratele său. Isau. 20 de ani el a dus asupra lui această greutate Când își amintea că fratele lui are ceva împotriva lui Când el se socotea vinovat în fața lui O, de ce n-a făcut el aceasta atunci, proaspăt, când el a greșit Ca să recunoască, scum frate, eu am făcut greșeală mare față de tine Te rog, iartă-mă dar nu. El a fugit departe pentru că se temea ca nu cumva fratele lui să-l omoare. A venit timpul. După 20 de ani, el se topea de dor ca să întoarcă în patria lui. Dorea foarte mult aceasta, dar și amintea că acolo este fratele care îl urăște. Și el se temea de aceasta. Deci Iacov trimite niște soli la fratele lui. Și iată ce spun soli, ce porunc le-a dat el. Iată ce să spuneți domnului meu Iesau. Așa vorbește robul tău Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, rob și roabe și trimit să dea de știri lucrul acesta Domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. Observați că Iacov îl numește pe fratele său acum Domnul meu. 20 de ani în urmă, el nu îl numea așa. Atunci când i-a luat binecuvântarea, el nu îl numea așa. Dar acum, observați cât de mult el dorea ca cumva să găsească o cheiță la inima fratelui său. Și acum când solii au venit și i-au adus vestea că iată fratele tău vine înaintea ta cu 400 de oameni. Inima lui Iacov a început să bată mai tare. El a început să teamă mai mult și mai mult și el face rugăciunea către Tatăl Său, către Dumnezeu și în rugăciune el spune cuvintele. Dumnezeul Tatălui meu Avram, Dumnezeul Tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Iesau. Iată ce rugăciune dureroasă. Izbăvește-mă din mâna fratelui meu. Și el, nu numai că se roagă, dar El ceva și pregătește ca cumva prin aceasta să-L îmbuneze pe fratele său. Și noi găsim scris în capitolul 32 ce pregătește Iacov pentru fratele său. 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, 30 de cămile cu mânzii lor, 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Asta e o, firm, o firmă întreagă. El pregătește pe, pentru fratele său. Noi ne gândim cât avea el, cât i-a mai rămas lui, pentru că asta era numai o părticică din averea lui. Și el pune în frunte roabile cu copiii, apoi pe Leia cu copiii ei, pe Rahela cu Iosef, Apoi el însuși trece înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ. De câte ori? Biblia spune că s-a aruncat de șapte ori. Fratele lui a văzut acest alai. Pe Iacov l-a costat foarte mult această împăcare. Din altă parte, durerea care o avea, dorul față de locurile natale. Și Iacov îi zice, te rog, primește aceasta, pentru că m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Ce a văzut Iacov în fața lui Isau? Pentru că el s-a aștepta că Isau vine cu 400 de oameni, el am împărțit în câteva tabere din cauza aceasta, că dacă va bate o tabără, alta poate cumva va scăpa. Dar fratele său, el când l-a văzut de departe, a văzut închinarea lui cu fața până la pământ, a văzut umilința lui, Duhul Sfânt a lucrat la inima lui Sau. și el l-a primit pe fratele său ca pe un frate. L-a îmbrățășat și amândoi au plâns au plâns de bucurie că ei s-au întâlnit. Am văzut pe fața ta, el a văzut ceva bun în fața lui, pentru că el a văzut că el a primit cu bună voință. Deși e, sau îi zice, frate, nu mi trebuie nimic, ține ce este al tău. Nu, primește aceasta din partea mea, pentru că tu mai ai primit cu bunăvoință. Fața vorbește despre ceva. Dacă ne amintim despre Apostolul Petru, atunci când el l-a trădat pe Domnul său, când el a văzut fața lui Isus, în cartea Duhului Profetic Hristos Lumina Lumii, găsim scrise următoarele cuvinte. Ce vede Petru pe fața lui Isus? Vederea feței palide și suferinde, Privirea plină de compasiune și iertare a străpuns inima lui Petru asemenea unei săjeți. Conștiința e futrezită, memoria îi deveni activă. Un val de amintiri îl, cu, îl cuprinse, își aduce aminte de avertizarea. Simone, Simone, satana vă cerut să vă cearnă ca greul dar eu m-am rugat pentru tine. Pietru, când și-a adus aminte aceasta, când a văzut fața Domnului Isus, el a ieșit afară și a plâns, a plâns cu amar, pentru că el l-a trădat pe cel mai scump, l-a trădat pe Mântuitorul Lumii. Ce văd oamenii pe fața noastră? La unii ochii privirea arată bunătate, arată blândețe, arată milă, arată înțelegere. Dar la alții privind fața ochii vedem răutate, vedem cruzime. Scum frați și sorori, fie ca privirea noastră în ea să se arate bunătatea, blândeța, dragostea și mila. Așa a văzut Iacov în ochii, în fața fratelui său Isau. Omul plătește pentru ceea ce face. Dacă ne amintim de David, odată i-a venit lui în gând ca el să facă numărătoarea poporului. Și el cheamă pe Ioab, care era e, comandantul oștirii și pe alți care erau împreună cu Ioab și le spune ce are în gând și îi trimite ca să facă numărătoarea. Ioab parcă s-a împotrivit. Dumnezeu să mărească de o sută de ori acest popor. Dar pentru ce trebuie împăratul aceasta? Dar David a insistat și atât au plecat. Și au cutrerat țara în lung și în lat. 9 luni și 20 de zile și au adus raportul lui David. 800 de mii de oameni de război din Israel și 500 de mii din Iuda. Când David a primit raportul, în loc să se bucure de acest raport, dar găsim scris că a simțit cum îi se bătea inima și a început parcă să tremure. Și atunci el zice Domnului, am săvârșit un mare păcat. Dumnezeu a trimis pe prorocul său gad la David și i-a pus în față propunerea din partea lui Dumnezeu. Alege trei nenorociri, șapte ani de foamete, trei luni să fugi de vrăjmașii tăi și trei zile de cium alege. David atunci zice, sunt într-o mare strâmtoare, dar mai bine să cad în mâinile Domnului. Și atunci, din cauza acestei fapte lui David, au murit 70 de mii de oameni din Israel. Și Domnul zice îngerului, care el nimicea, destul până aici. Asta a fost lângă aria lui Aravna. Prorocul Gad îi zice lui David, Suite, înalță un altar în aria lui Aravna, ca Domnul să oprească această urgie. Și găsim scris în a doua Samuel, în capitolul 24, versetele 23 și 24. Găsim scrise următoarele cuvinte. 2 Samuel, capitolul 24, versetul 23 și 24. Găsim scrise următoarele cuvinte. Aravna a ravna dat împăratului totul și ravna a zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să te primească. Dar împăratul a zis lui Aravna, nu vreau să cumpăr de la tine pe preț de argint. Nu! Vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint. Și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. Nu vreau să aduc jertfă Domnului care să nu mă coste nimic. Într-adevăr, pe David l-a costat mult, l-a costat foarte mult. În, acea, în afară de ce el plătește aici 50 de sicle de argint, aceasta a fost foarte puțin în comparație cu 70 de mii de oameni care au murit din cauza lui, din cauza păcatului lui. El a plătit un preț Destul de mare. Numai ca să primească de la Dumnezeu iertare, să se împace cu acela pe care El l-a jignit atât de mult. Dar pe noi, cât ne costă împăcarea? Scrie un cuvânt în cartea psalmilor. Cu ce voi răsplăti Domnului pentru binefacerile Lui? Cu ce? Domnul a făcut multe lucruri pentru noi. Noi cu ce vom răsplăti? Ce avem noi ca să răsplătim, ca să întoarcem Domnului? Și totuși, Domnul ce va cere de la mine și de la tine? În Romani, capitolul 12, versetul 1, Pavel spune: Vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ce cere Domnul de la noi? Ce cere Domnul de la mine și de la tine? El cere o consacrare deplină. Unii consacră timp lui Dumnezeu, pe când alții nu consacră nimic. Unii consacră finanțe în lucrarea lui Dumnezeu, pe când alții nu consacră absolut nimic. Unii consacră talentele lor, darurile pe care Dumnezeu le-a dat, capacitățile lor, pe când alții nu consacră nimic Domnului. Să ne gândim, scump frate și sărori, ce aduc eu Domnului? Ce consacr eu lui? Se bucură Domnul de jertfa mea? Este jertfa mea o jertfă de plină Complectă, sau poate este pe jumătate, sau poate este foarte, foarte micuță. În Cartea Hristos Lumina Lumii, Duhul Profetic scrie așa, Domnul nostru zice, când ești convins de păcat, adu-ți aminte că eu am murit pentru tine. Când ești urmărit, persecutat pentru numele meu, adu-ți aminte de iubirea mea când datoriile tale se arată prea aspre și, durerile, și, și dureroase, adu-ți aminte că pentru tine am purtat crucea, desprețuind rușinea. Când inima ta se strânge de teama ce te așteaptă în viitor, amintește-ți că răscumpărătorul tău mijlocește pentru tine. Domnul zice, ești al meu, te-am sălpat pe palmele mele. Cât de mult Domnul ne iubește și ne binecuvântează. De ce ea, scump prieteni, să venim la El cu mărturisire, cu pocăință. Pe noi nu ne costă atât de mult cum l-a costat pe Iacov în păcarea. Dacă avem cu cineva ceva, să-i întoarcem, să-i dăm datoria. Nu-i bine ca să fim datori. Dacă pe cineva a înjăgnit cu ceva, să-mi cer iertare să recunosc, să mărturisesc și fie ca împăcarea să fie de plină. Și așa cum Iacov cu Isau s-au îmbrățășat, s-au bucurat și au plâns de bucurie împreună și noi când ne împăcăm să plângem de bucurie, să ne împăcăm cu Dumnezeu pentru că El ne așteaptă, El ne iubește și El zice, ești al meu. Slavă lui Dumnezeu pentru împăcarea pe care a făcut-o în Hristos Isus pentru noi toți, pentru biserica ta și pentru toți oamenii care vor să întoarcă la El. Dumnezeu să ne aducă un sabat binecuvântat. Dumnezeu să facă ca pacea Lui să fie în inima noastră, în familie noastră. Lui să-i aducem slavă. Amin. Ne rugăm Domnului. Tată din ceruri, din toată inima îți mulțumim pentru acest sabat binecuvântat. Mulțumim că Tu ne înveți prin cuvântul Tău, ne sfătuiești, ne mustri și ne chemi la Tine. Mulțumim că Tu ai pus la dispoziția fiecărui din noi în păcarea. Noi recunoaștem că suntem greșiți. Adesea noi ne jignim unul pe altul, adesea noi te jignim pe Tine, dar în este un dar pe care Tu ai dat-o pentru noi. Tu ne-ai împăcat prin Domnul Isus Mântuitorul. Tu ne-ai adus la Tine și ne-a iertat orice vină și orice păcat. Slavă ție pentru aceasta! Ajută ca noi să recunoaștem acest dar al iertării și al împăcării și fie ca noi trăim pe acest pământ, în ajunul venirii tale, mai mult și mai mult, să trăim în pace cu toți oamenii, pentru că așa ne-ai învățat tu. Și prin viață și purtarea bisericii, prin viață personală, să-ți aducem ție slavă cinste și mulțumire. Te-am rugat în numele Domnului Isus. Amin.